de ce mă orbiesc? Înțeles că chefuiți, hrămuiți, aveți sărbători pe acolo, la sud, la Cahul. Da, începutul lui octombrie și... sfârșitul lui octombrie, începutul lui noiembrie, la noi sărbătoresc hramurile în sat, în comună, adică Burlac. Satul nostru este compus din trei sate. Sătucul Spicoasa este un sătuc mai mic din componența comunii Burlacu, și Burlacul Vechi și Burlacul Nou. Ieri, 31 octombrie, a fost hramul organizat la Căminul Cultural. Acolo este Cămin Cultural în satul Spicoasa. Dar știți, hram ca hram, dar știți vorba și aia că asta nu a fost nuntă interesantă dacă nu s-a bătut nimeni. Efectiv, cam așa s-a primit cu mine. Nu înțeleg de ce, dar eram prezenți trei consilieri din Consiliul Local și primarul. Erau prezenți la petrecerea care s-a început la ora 16. Dar nu înțeleg de ce unii consilieri, Lilica Ileana, veșnică ori sinăzare ceva, aseară chiar instigând și ficiorul și soțul, încă și o persoană necunoscută pe care eu m-am asigurat și am filmat puțin, pentru că ei acestei consilieri, Lilica Ileana, i s-ar năzărit că eu le-aș fi stricat lor cheful, petrecerea, deși n-am fost nici la degustarea lor, nici la... absolut, m-am așa mai distanțat, nici n-am dansat, nici n-am... toate că era împăcată muzica, se veseleau sătenii. Da, ea e din Spicoasa. Nu, este din satul din Burlacu, dar băștinașul din alt sat, dar după cum am înțeles chiar astăzi, ea este rudă cu șefa căminului cultural din Spicoasa, Natasha o cheamă, și după cât am înțeles eu, că ea ar fi fost o spetează acestei șefi de al căminului cultural. Eu dar și conflictul avea legătură cu căminul cultural? Eu înțeleg eu dacă înțeleg... era din sat și s-o simțit că i-a stricat sărbătoarea, dar dacă ea nu e din satul acela, nu e din Spicoasa, atunci ce? Sărbătoarea ei? E în aceeași măsură și sărbătoarea dumneavoastră și a ei, că ambele sunteți consiliere venite din Burlacu. Da, de ce pretinde că i-ați stricat sărbătoarea, n-am înțeles. Nici eu n-am înțeles, practic, nici eu n-am înțeles când s-a năpustit cu telefonul asupra mea și ea cu fiul, cu feciorul, cu fiul, și dacă nu greșesc și soțul era pe col, pentru că eu așa de umilită am fost și din josită că am fost nevoită să mă retrag așa într-un cerc, dar vezi, într-un cerc de bărbați, ele chiar de-ai mei, erau elevi din născut, adică chiar din clasa mea din Italia, venit cu soțul, știți, așa, toți mă întrebau, deci de ce, doamna Tamara, de ce a făcut? Deci nu, chiar nu am înțeles de ce ei i s-a năzărit, precum că eu i-aș fi stricat serbarea. Și îmi plac telefonul, mă filmam, dar m-a orbit chiar cu lumina telefonului fiul ei și încă o persoană din anturajul lor. Deci chiar m-a lovit în spate pentru că ea căuta să-i vorbesc la cameră. Eu deși aveam o foaie în mână, că eu până la urmă am luat cuvântul în fața microfonului. Da, am fost stresat, m-am stresat de o atare atitudine. Uitați-vă, consiliera satului Burlacu, poftim, strașnic. Încă m-am mirat faptul că era prezent la această serbare Sulă Constantin, elev de-al meu, polițist, era pe formă civilă, eu nici n-am bănuit că el nu o să se implice, nici n-am bănuit, practic... eu am intenționat poate n-a observat, trebuia să-l sesizeze, dacă era acolo.
Cum asta? Pentru că eu anume m-am retras în cercul cel de toți au observat, era și tatăl lui, era și mama lui. Ei au observat multe lume. Numai vă zic, nu au absolut, nu a reacționat. Chiar nici primarul n-a reacționat, care eu vorbeam cu primarul și cu Pirojanski, Rodica, o doamnă, adică au fost brigadier de brigăzi de vie pe timpuri, fată tot cu studii. Și deci eu m-am mirat cum de ei nici într-un mod nu au reacționat. Ba mai mult, din contră, dansau așa, s-au luat cu mâinile de spate, erau deja nu în ograda căminului cultural, dar după un gărducean acolo. Știți, așa, o umilință totală. Și soțul acestei, deci Ileana Lelic, și el într-un mod impardonabil, nici nu găsesc cuvântul, adică chiar eu și când am luat cuvântul, ceva eu practic n-am vrut să cobor la nivelul dânșilor, dar iată cam așa. Dar vreau să vă zic că nu e unica dată când Lelica Ileana mă acostează jignitor, chiar și la ședințele Consiliului, până la... Deci am surprins așa momente că i-am zice, îmi spune, închide gura, nu aiuri, ai gradul 2 de dizabilitate, de Dar ce parcă... argument e ăsta? Păi, aș întreba o pe dânsa, ce argument și de ce e, chiar și dacă... Dar gradul 2 din motiv de sănătate, nu de azi, sunt de ele. Am operația, adică o intervenție Ăsta e chirurgicală. motiv să-i închizi gura omului? Taman că ar fi discriminare și ilegal. Mai ales că ea e Deci... aleasa poporului, consilieră, deci purtătoare de putere. De unde de putere? Eu vă spun că deja și-am sesizat Are poliția. drept de Acum, vot în astăzi... Consiliu, drept de inițiativă, e membru prin comisie și tot așa. Are responsabilitate mai mare decât un cetățean de rând. Și până la Nu, urmă dacă n-ați și-ar face... sesizat poliția despre agresiunea din N-am ieri. sesizat... N-am sesizat pentru că eu sesizam alte, adică alte cazuri care, precum că i-am spunea nu aiuri, închide gura sau vom modifica comisiile. Adică ea se străduie în orice, prin diferite modalități într-un fel de a mă exclude, de a-și bate joc așa, de a mă aclama batjocoritor. Dar Chiar cu și în ce o ședințele Consiliului. deranjați? Ea face parte dintr-o majoritate și dumneavoastră sunteți consilieră independentă sau prin ce o deranjați? Asta e că eu, da, apropo, eu nu deranjez, pentru că foarte multe propuneri vin din partea mea. Deci, dacă eu vin cu propuneri, cu inițiative sau cu amendamente sau cu întrebări, adică unica ce o deranjează pe ea, că nu se acceptă, deci, problemele sau propunerile care eu le înaintez. Adică, e așa un fel de, știți, ea poate să se ridice atunci când eu vorbesc. Poate să invoci că ea nu are timp să asculte orice prostii de ale mele spuse. Ei E capabilă de dreptul mai ei multe. ca aleasă. Poate să nu vrea să asculte o altă aleasă. Probabil ședințele sunt publice și văd oamenii comportamentul ei și la următoarele alegeri o să decidă poate cine mai votează. Păi, Dar eu vă dacă vă zic, jigne sau ea dacă vă este... atacă fizic, asta poate fi denunțat la poliție, mai ales dacă ziceți că ați filmat. Eu cu puțin m-am asigurat cu o secvență și vă trimit dumneavoastră și vă rog să o publicați. Pentru că eu m-am asigurat cu o mică secvență. Eu nu știam cum să ne acoperă ochii, că într-adevăr lumina de la telefon puternic e orbitoare. Și ei, apropo, eu aveam masca. Ei, deci nici masca și nici nu păstrau distanța socială. Da, eu m-am ferit într-un fel, nu am vrut, practic eu o înconjur, niciodată nu am nevoie să o... Pentru mine, adică da, la Consiliu... Dar de ce autoritățile fac sărbători în timp de pandemie, când iată e necesară păstrarea distanței sociale? Dacă ziceți că oamenii dansau acolo, mă îndoiesc că n-au dansat hore, n-au pus mâna unii pe alții, lipiți unii de alții. Pentru ce se organizează așa ceva? Dacă e pandemie, cod portocaliu, roșu, oranj, în ce stare-i?
satul și Dar, raionul. no, dar noi nu, Nu nu mor oameni avem. acum. Nu mor, n-aveți pe Nu, nimeni nu, nu îmbolnăvit, n-aveți avem. pe nimeni în Nu spital. avem, nu avem, nu avem. Satul nostru nu-i remarcat 40 de prin. oameni au murit azi, ieri au murit vreo 43, alaltă ieri vreo 45, încă e periculos, încă sute de oameni se îmbolnăvesc în fiecare zi, de ce să riscați? Nu știu, eu vă zic, eu am cel puțin am fost la distanță, n-am dansat. Apropo, am încercat să aduc surpriza cu deci ghinzile de stejar din Franța, totuși până la urmă mi-am luat eu așa puteri și am adus acele câteva ghinzi în satul Spicoasa și le-am oferit unui om, gospodar, unui om chiar energic, bănuți, dumnealui așa spunea că le va planta lângă fântână și va avea grijă. Știți, parcă m-am bucurat totuși. Este un gest, deci, nobil, la urma urmei. Înverziți Deci, nu plaiul eu. cu stejari franțuzești, da? Trimiși de la Paris Da, de da, da. domnul Seinic sau cum îl cheamă, Sergiu. Da. Și atât acum vineri ne mai trimite următoarea geantă, iarăși cu un număr impunător. Și deci astăzi iarăși a vorbit, printre altele, ca printre dinți, a vorbit și cu primarul, deși vă zic, era la acel conflict, era parte Pirojanski, Rodica, primarul Munteanu Mihail, Lelică Ștefan, care e soțul acestei lui Elică Eliana, și copilul Lelică Vasile, un fost elev de-al meu. Dar eu n-am văzut un cuplu, o familie să-și ia copilul să-l instige și îi spune, duceți-o mai încolo, acolo, dați-i la bord. E normal așa? Așa zicea consiliera Lelică. Da. Eu Ujos. am surprins. Eu am Dar ce ea nu surprins. știe că asta e ilegal și că poate fi și ea amendată ca părinte dacă copilul e minor? Sau copilul poate fi amendat sau chiar să aibă dosar penal pentru loviri? El nu-i minor, că e mărișor, de are 20, dacă nu și Am mai mult, înțeles, are peste am 20, înțeles. dar nu-i minor, dar minim a șocat un așa caz, adică, bine, dacă eu nu i-aș plăcea sau nu-i plac sau mă displace, are ce are cu mine, dar cum să-ți iei tu copilul și hai, eu nu știu, ori eu am fost prea rea sau prea, mi-am educat copiii într-un fel aparte. Oricum Și o să deci. trebuiască să colaborați și cu majoritatea consilierilor sătești Ea și este. cu primarul, dacă vreți să plantați sute de pomi, stejari, castani, alunci, ce vă mai trimite omul acela de la Paris, pentru că nu o să plantați acasă cel mai probabil, sau nu foarte mult acasă. O să plantați probabil pe terenuri publice și acolo trebuie și permis autorizat ca să nu aveți conflict ca cu cealaltă femeie care creștea sau câmp pe teritoriu care nu-i aparține ei. Și după aceea e protejat plantațiile astea ca să nu le mănânce caprele, gâștele, să nu le distrugă oameni răuvoitori, că degeaba le plantați dacă nu sunt protejate, dacă nu sunt Deci, dorite de oamenii din sat. eu astăzi chiar am vorbit cu primarul și am dat propunere. Avem o porțiune de pământ chiar aproape de sat unde putem ușor să monitorizăm și chiar noi departe de strada unde locuim noi. Se poate de implicat și copiii, pentru că vă zic, eu chiar sunt bucuroasă să dezvoltăm acest proiect inițiat de domnul pedagog care se află de 20 de ani în Franța. Cât e mai aproape de sat, cu atât e mai circulat terenul și cu atât mai mare riscul să ajungă acolo. Rațele, gâștele, caprele, oile, vacele și Avem personaje posibilitate. bipede care distrug. Avem Dar poate fi posibilitate mai chiar ușor să îngrădim. supravegheat sau poate fi îngrădit și pus camere Da, de avem supraveghere. posibilitate să îngrădim, chiar avem posibilitate să îngrădim. Am chiar am știu, adică am posibilitatea de unde să ofer sârmă care îi scoasă deci de la vie, chiar și spalieri. Am toată posibilitatea și pot să ofer pentru un lucru, pentru o faptă nobilă, sunt gata să, într-adevăr, să dăm viață acestui proiect, acestui. Deci, dar iată cum încă bănuiesc, deci că am vorbit astăzi cu primarul la acest capitol și urma să totuși să stabilim.
Bănuiesc iarăși această Lilică Ileana să nu pună o piedică, pentru că prea, prea puțin ea se implică, prea puțin, deci vine cu Până la urmă, ea propuneri. are un vot. Ea are doar un vot în Consiliu. De acord, de acord, dar atunci când ea instigă pe toți că ea este aleasă de la comuniști, deci mai este încă și alții persoane care fost tot din comunism, mai are încă o rudă în Consiliu, și adică eu vreau să spun că sunt consiliere, dar fără rude. Și cam o leacă așa mai directă. Dar ei acolo sunt și cu rude. Dacă or gândi că vor, într-adevăr, că vor să dezvoltăm acest subiect și este o problemă importantă pentru sat, vor vota. În rest, dar vă spun că nu m-am așteptat că aș fi eu cea care le-aș fi stricat petrecerea din Sătucul Spicoasa. Chiar n-am înțeles de ce i s-ar fi năzărit ei, că eu sunt cea care am... Cine știe ce avea ei de gând să facă sau să spună acolo și n-ar fi vrut așa martoră? Sau simte că o eclipsați. Dumneavoastră vorbiți la microfon, aveți ghinzi de la Paris, din Franța, dar ea n-are ce arăta. Decât rubedenile și telefoanele cu luminițe. Nu m-am dus eu să arăt acolo, dar mă rog, în fine, nici nu sunt eu persoana care să judic, dar vă zic, am fost uimită de faptul că eu ca sunt cea care i-am stricat cheful și petrecerea din Spicoasa. Că, cu toate că vă zic, avem, toți avem rude în sătucul acela. Este un sat cu valori, cum am și spus la microfon, îl avem pe Anatol Iremia, lingvist, numismatic, avem lectori la Universitatea Agricolă, am avut o doamnă pedagog de limbă română, născut acolo. Vă zic, e un sat cu valori totuși, nu putem să-i negăm, absolut. Este satul din componența comunii noastre și noi toți ne stimăm, mergem în ospeție, mergem, iată, data de 7 va fi hram la noi deja în satul în Burlacu. Poftim, sunt toți bineveniți. Și iar, n-am avut suiți, iar aveți îndrofie. Ei, nu știu acum o fi, dar vă zic că este programat că va fi și acest. Sper să fie fără incidente, fără a-i se năzări cuiva ceva. Bine, mulțumesc pentru mărturie, sesizare și pentru încredere. Ținem legătura, monitorizăm situația din sud, de la Cahul, Spicoasa, Burlacu. Vă mulțumesc. Doar așa poate să-i fie, pentru că poliția ce o să facă, cum se sesizam și precedentele cazuri. Adică, așa, și se clasau, dar voi face totul public, dacă atât de nerușinat și atât de insistent și atât de umilitor, de jignitor ca să mă învinovățească. Iată cum e treaba. Revoltător și dureros. Ce cu tine, fată, hai? Ce cu dezacu' e fata asta? Doamne, ferește! Du-te, mai băiete, de aici, măi! Du-te, lelic, de aici, ea! Du-te, lelic, de aici, strașnic! Da.